Cam cât durează recuperarea, așa, în medie? Depinde de vârsta la care s-a descoperit întârzierea copilului, depinde de implicarea tuturor membrilor din familie și de implicarea specialiștilor și cât de corect se aplică terapia. Poate să dureze între 2 ani și 15 ani. Nu ne putem aștepta ca o întârziere în dezvoltare să fie recuperată în 2 luni, în 6 luni. Că sunt părinți care au lucrat poate 2 ani, 3 ani, 5 ani și au lucrat greșit, terapia a fost aplicată greșit și atunci normal că nu au venit progresele și la un moment dat părintele spune gata, stop, nu mă mai implic nici emoțional, nici cu bani, e clar că nu mai are niciun sens, nu mai am încredere în specialiști sau nu mai am încredere în copilul meu, înseamnă că el atâta poate. Evident că niciodată nu este adevărată niciuna dintre aceste extreme. Tu ca părinte e foarte bine să te informezi de la început ce presupune diagnosticul, să evaluezi copilul, să fie evaluat de a fi rapăr, nu 30 de minute într-un cabinet în care oricum copilul n-a fost niciodată și atunci e destul de haotic, se uită de colo-colo, poate-i speria, poate plânge, poate doar se trântește pe jos, după care e necesar terapeutul respectiv să-ți structureze ție ca părinte un plan de intervenție, adică să structureze niște obiective pe care tu să-l urmărești ca părinte și terapeuții să-l urmărească până în momentul în care, și să lucreze până în momentul în care copilul a deprins toate acele abilități care au fost puse ca și obiective în planul de intervenție.